Drobeta Fly-In este singurul eveniment aviatic din regiunea Olteniei. De 5 ani de zile, municipiul Drobeta Turnu Severin este prins pe harta activităților aviatice organizate la nivel național. Endre Molnar, candidatul UDMR pentru un loc de consilier județean, este principalul promotor al acestei idei. Sper să continuăm acest parteneriat care l-am început. De la un an la altul, evenimentul a avut o amploare mai mare. Și iată că reușim să rivalizăm cu show-uri organizate în oraș ca Brașov, București. Anul acesta, pe 30 iunie, competiția aviatică se va organiza din nou pe aerodromul Balota. Va fi ca în fiecare an un mare spectacol aeronautic în prezența piloților de înaltă acrobație a Aeroclubului României, spectacol de parașutism de asemenea. În săptămâna respectivă noi organizăm sub egida Federației Aeronautice Române competiții de aterizare de precizie și zbor de regularitate. Evenimentul, al cărui principal organizator este Endre Molnar, candidatul Uniunii Democrate Maghiare din România, s-a bucurat în fiecare an de o participare numeroasă. De altfel, unul dintre principalele proiecte ale candidatului UDMR la un post de consilier județean este transformarea aerodromului Balota într-unul de pasageri.